Economică și de administrare a comunei și activitatea administrativă.
trecut la numai la curare cum a să trebuiești în stare în comunitatea socială de mediu la comun și activitatea administrației publice locale în anul 2019 cu comunității foarte integrată a hotărârii pe care am plăcerea să o mulțumim la frumoasă. După cum știți că în fiecare an, în luna martie, noi prezentăm raportul anual din anul anterior cu situația comunei noastre. Așa că, în conformitate cu prevederile articolului 155 alineatul 1 litera B și alineatul 3 litera din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterior, primarul prezintă consiliul local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Nu vă voi prezenta introducerea raportului, el va fi postat și pe site-ul primăriei, sigur că noi intrăm întreaga hotărâre la prefectură și dumneavoastră deja în ședința pe comisii ați trecut prin aceste materiale. Voi prezenta mare, pentru că timpul nu ne permite și condițiile la fel. Voi trece la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane și pot să vă spun că impozitele și taxele locale au fost realizate în anul 2019 în procent de 62%, reprezentând suma de 999.228 lei. Repartizate astfel, impozit clădiri persoane fizice, impozit clădiri persoane juridice, impozit teren intravilan, persoane juridice și fizice, extravilan, impozit mijloace de transport, persoane fizice și juridice, venituri din concesiuni, închirieri, taxe din regim judiciare, taxe autorizare, taxe titlul arhitect, amenzi de circulație și alte amenzi. Situația datelor prezentate anterior se prezintă astfel. Debite 2019 780.862 de lei. Debite rămășițe 176.597 de lei. Debite majorate 41.769 de lei. Deci, suma de 999.228 reprezintă venitul la bugetul local pe anul 2019 și a fost încasate după cum urmează. 905.907 lei încasări cu debit, impozite și taxe. 93.321 de lei încasări fără debit, adică adeverințe, taxe speciale și alte taxe locale și amenzi. La data de 31.12.2019, rămășițele reprezentau suma de 764.655 de lei. Cele mai mari sume se registrau la amenzi circulație și alte amenzi. Amenzi circulație 98.279 de lei și alte amenzi 271.202 lei. Impozite auto 66.000 de lei. Impozit pe clădiri persoane fizice, persoane juridice, 37.702 lei. Impozit teren intravilan, 48.887 de lei. Impozit pe teren extravilan, 86.964 de lei. Iar rămășiți la taxa de salubritate a fost în sumă de 89.313 lei. Dumneavoastră știți că noi ne străduim cu aparatul propriu al primarului, cu cei de la taxe și impozite trimite nenumărate somații, înștiințări de plată, pentru ca cetățenii să-și aducă aminte că mai au de ajutat și taxe și impozite. Aici, într-adevăr, sunt acele gospodării, acele persoane care nu au dezbătut succesiuni. Sunt la taxe și impozite pe locuințe, unde nu au dezbătut aceste succesiuni și sigur că sunt mai mulți moștenitori și niciunul din ei nu plătesc. Noi încurajăm treaba asta și tot timpul am explicat cetățenilor că trebuie să-și dezbată succesiunile pentru ca să nu mai apară aceste datorii la primărie, la bugetul local. Din cauza acestor taxe și impozite, categoric că nu putem să facem multe lucruri care ar fi necesare comunității. În evidențele fiscale există un număr de 1300
320 de gospodării care au făcut declarații pentru taxe de salubritate, rezultând un număr total de 3300 de beneficiari. Ați văzut aici că avem și la taxa de salubritate unele rămășițe. Sunt familiile cu copii, sunt familii numeroase, poate și unii răi platici, care nici în ziua de azi nu-și achită datoriile către salubritate, poate că ei spun că nu creează gunoi menajer, dar s-a mai întâmplat că chiar am găsit că au pus saci și dacă nu au cuvenă, au pus saci în fața porții și le fost luate. Gunoi se generează pentru că avem cantități foarte mari, avem cantități lunare de 54 de tone. Păi, dacă n-ar fi, atunci n-ar apărea aceste cantități mari de gunoi. Și noi, încasăm de la oameni taxa pe persoană, iar primăria plătește la tonă. Așa că vom avea diferențe. Am ținut din scurt ca să nu... oricum nu suntem datori la ADIS, dar avem de recuperat banii de la cetățeni. Consiliul Local Cărgărești în anul 2019 a avut un buget inițial în sumă de 6.134.000 de lei la partea de venituri și de 3.134.000 la partea de cheltuieli. Și un buget definitiv la sfârșit de an în sumă de 6.038.000 de lei la partea de venituri și de 4.112.000 lei la partea de cheltuieli. De unde a rezultat și un excedent de 1.926.000 lei. Sigur că fiecare an rezultă acel excedent pe care îl retrăgim la excedentul anilor precedenți și ne folosim de acești bani. Cheltuielile în anul 2019 a fost de 4.112.000 lei, repartizate astfel. 1.467.000 de lei cheltuieli de bani personal, 1.654.000 lei cheltuieli bunuri și servicii, 532.000 lei cheltuieli de capital, 17.000 lei transferuri între unități ale administrațiilor publice, 411.000 lei la asistența socială, fiind incluse și ajutoarele pentru încălzire și indemnizații pentru persoanele cu handicap grav, 29.000 de lei alte cheltuieli. Planul obiectivelor de investiții pe anul 2019 s-a realizat în procent de 87%, restul obiectivelor urmând a fi realizate în anul 2020. La compartimentul achiziții publice. În anul 2019, obiectivele cuprinse în programul anual de achiziții a fost realizat în procent de 70%. Toate achizițiile au fost făcute pe SEA. Au fost încheiate 37 de contracte de servicii și 5 contracte pentru execuția următoarelor lucrări. Reparații și întreținere. Tratamentului sat Cărgărești pătrulețelor, modernizare sistem supraveghere video, comuna Cărgărești, instalare sistem antiefracție la sediul primăriei, reabilitare fântâni, întocmire proiecte, documentații pentru autorizare și execuție pentru înființare de multisport la școala gimnazială Dumitru Mărtinaș din satul Mărgărești. Tot în anul 2019 au fost eliberate 42 de autorizații de funcționare și profil de activitate în total, din totalul de 98 de agenți, din care 53 societăți comerciale, 21 întreprinderi individuale, 21 persoane fizice autorizate și 3 întreprinderi familiale. Cu cât figurează comuna noastră în evidențele Registrului Camerei de Comerț? Da, deci cum v-am enumerat 53, 21, 21, mai sunt, e o diferență de 56 de societăți care nu au solicitat prelungirea autorizației și încă nu știm ce este cu ei. Dacă s-ar fi radiat, ar fi trebuit să apară și la noi. Știți că pe raza comunei avem și o societate care are ca obiect de activitate confecții, are, creacă 40 de locuri de muncă și își desfășoară activități
condițiile, în condițiile care sunt. Noi ne bucurăm că sunt persoane care sunt din comunitate, am creat locuri de muncă. La fel, în anul 2019 am colaborat cu societatea Autolit de la Onești. Au fost în comună, le-am dat avizul nostru pentru a introduce pe traseu autobuze și microbuze pentru ca persoanele care vor să lucreze să poată să se încadreze la aceste societăți. Croco, Autolit, Trasa orașului Onești. Este bine pentru că așa oferim locuri de muncă cetățenilor noștri din comună. Deci cine dorește, are unde să lucreze acum, au mijloace de transport, le aduce acasă și este bine. Așa le cresc și veniturile, le cresc în primul rând veniturile lor în familie și le cresc și nouă veniturile la nivel de comunitate. La compartimentul registre agricole și cadastru, știți că fiecare an trebuie să făcute acele declarații la registrul agricol. Ele sunt operate. În anul 2019 au fost completate la zi. Ele sunt și pe suport de hârtie și electronic. Sunt înregistrate 2521 de poziții, din care 597 pentru străinași, 28 pentru persoane juridice și 1896 gospodării persoane fizice. S-au încheiat 23 de contracte de arendă în anul 2019. Este bine pentru că mă gândesc că dacă oamenii nu mai pot lucra terenurile, atunci pot să dea în arendă și vor lucra acele firme sau persoane care le ia în arendă, pentru că nu cred că le ia așa numai să le aibă. La fel, la activitatea fondului fiduciar, știți că este acea lege privind Programul Național de Cadastru, Carte Funciară a Lucrărilor de Înregistrare Sistematică. Am început activitatea pe Bagna, avem vreo 4 sectoare, dar la fel nu reușim să identificăm toți proprietarii, pentru că mulți proprietari au decedat, iar moștenitorii nu și-au dezbătut succesiunile și nu reușim să aflăm cine sunt persoanele pe acele suprafețe de teren. La compartimentul urbanist și amenajarea teritoriului, în anul 2019 au fost emise 19 autorizații de construire pentru locuințe. La compartimentul de asistență socială, autoritatea tutelară și starea civilă, sigur că în anul 2019 s-au compit 46 de dosare de alocații de stat, avem înregistrate 125 de dosare pentru alocații de susținere, la care s-au realizat 700 de anchete, indemnizații pentru creștere copil, 18 dosare, la fel și 9 dosare pentru stimulente de inserție. Avem 18 dosare pentru beneficiari stimulente educație, tichetele acelea de grădiniță. Avem 28 de dosare înregistrate pentru la ajutorul social. Au fost 197 de dosare pentru ajutorul de încălzire cu lemne, plus cele 28 de dosare beneficiarii de la ajutorul social. Pentru toate acestea, iar s-au întocmit 558 de anchete. Avem un caz de un copil pentru reintegrarea copilului în familie, 5 copii și un adult instituționalizat. Avem 7 asistenți personali încadrați și plus 33 de dosare cu indemnizații, persoane care primesc acele indemnizații, sunt persoane cu handicap gradul 1 grad. La nivel de comună avem 40 de persoane de gradul 1, persoane cu handicap, 77 de persoane gradul 2 și 3. După cum știți, la sfârșit de an am avut evenimentul acela, i-am sărbătorit pe cei care au făcut 50 de ani de căsătorie, au fost 4 cupluri. La fel, avem în cadrul primăriei încadrat un asistent medical comunitar.
grafic de bolnave, fel și fel de boli, iar în perioada asta i s-a repartizat prin hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, ca împreună cu domnul viceprimar și cu domnii de la poliție, sigur, ca să verifice acele persoane care sunt în izolare. Tot doamna asistent medical comunitar a distribuit și cu domnul viceprimar acele cuvere pe care le-am primit, la fel și acele pachete cu alimente de la poart, unde am avut 411 pachete, s-au distribuit toate pachetele. Activitatea de stări civile. În anul 2019 au fost înregistrate 37 de decese. Acte de naștere 12, dar astea cred că sunt acte de naștere care au solicitate. Da, da. Așa. Acte de căsătorie 15, acte de stare civilă că înscrie 12 nașteri, 3 decese, 3 căsătorii. La compartimentul pentru situații de urgență. La nivelul compartimentului situații de urgență, în anul 2019 s-au făcut controle la locuințe, s-au făcut controle la societățile comerciale, sigur a fost avertizat să aibă planurile de pregătire privind situațiile de urgență, de incendii. După cum știți, am avut 2 incendii la nivelul comunei, 2 incendii de locuințe. Nu ne-am dorit, dar s-a întâmplat. De asta trebuie să avem grijă. Plus incendiile de vegetație uscată, care ne fac mari probleme. Iar este primăvară, iar se repetă aceeași situație, oameni inconștienți care dau foc la vegetație uscată și nu se asigură. Pleacă și categoric se extinde și pe lângă vegetația uscată se aprind și locuințe sau parte anexe gospodărești. La fel, după cum știți, că în iunie 2019 am avut acele inundații în comuna Părgărești, am avut drumuri distruse, păraie care au ieșit din marcă, locuințe inundate, gospodării inundate, au fost destul de probleme. Pentru acele drumuri, știți că am făcut demersuri și s-a făcut solicitare pentru la Compania Națională de Investiții și sigur că acum suntem în faza de documentație ca să depunem pentru reparații drumuri în urma inundațiilor de anul trecut. La compartimentul secretariat s-au înregistrat 8.367 de corespondențe, din care referate, rapoarte și alte documente administrative primite de la instituții, situații statistice și ale dorințe care au fost emise. În cadrul bibliotecii, după cum știți, avem în dotare 7.511 volume, sunt 365 de cititori care au citit un număr de 2.961 de volume. Categoric că doamna se ocupă și de alte evenimente, avem parteneriate cu școala, pe diferite teme, salvează un copac și eu scriu despre cărți, flori pentru mama, s-au realizat 11 activități culturale și cea mai mare și cea mai de avergură a fost inaugurarea ansamblului monumental de pe Oștea. Relația cu Consiliul Local, adică noastră cu dumneavoastră. Au fost 11 ședințe ordinare și un an cu o ședință extraordinară în anul 2019. Au fost adoptate un număr de 89 de hotărâri a Consiliului Local, inițiate de primarul comunei și a căror aplicare a condus la desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ, executiv și executiv în comunea noastră. O să prezentăm informarea aceea cu hotărârile de doamna secretară, cum mai citesc eu aici. La compartimentul de distribuire a apei potabile avem 468 de locuințe racordate la rețeaua de apă potabilă,
297 la Bălcărești și 171 de locuințe în Părăul Boii. Putem să vă spunem la ora asta că toate sunt contorizate și monitorizate. Nimeni nu are un brașament fără să n-aibă un contor de apă. Lunar citim acele apometre și le registrăm. Iar la sfârșitul anului 2019 nu am mai avut teme. Suntem la zi cu plății. Cadrul politic de mediu. Știți că am mai avut probleme care sunt certați și cu legea și cu curățenia și în loc să, după ce face curățenie gospodărie, eu știu, sunt șapte lucrurile care nu se pot pune în așa cuvele sau cuvelele unde se colectăm selectiv hârtie carton, ei duc ba pe malul apei, ba pe malul părăului și mereu să vină probleme din cauza asta. Și trebuie să mergem noi să facem curățenie. Îmi pare rău de acei cetățeni care nu își îndeplinesc și ei obligațiile cum trebuie. Învățământul, domnul director ne-a prezentat aici un material. Știți că dumneavoastră ați mai aprobat de mai multe ori activitatea școlii. Putem să vă spunem că promovabilitatea în 2019 a fost de 99,18% la nivelul școlii din Comuna Părăulești, a școalii care cu personalitate juridică, școala coordonatoare, din care școala Părăulești a fost 98%, școala Satul 100%, școala Părăulești 98%. Deci avem promovabilitate bună. În învățământul preșcolar sunt înscriși 95 de copii. Învățământul primar sunt înscriși 143 de copii. Învățământul gimnazial înscriși 101 copii. Dar nu mai sunt probleme cu absenteismul. Unii copii s-au obișnuit și mai lipsesc de la școală, cu toate că ei spun că sunt puși de părinți la muncă, la diferite munci agricole, ceea ce nu cred că acum este un motiv. Părinții ar trebui să-și trimită copiii la școală. Au fost destule absențe, 2397 de absențe, motivate 935 și nemotivate 1400. După cum știți, că și la școli am repartizat și dumneavoastră ați aprobat sume pentru întreținerea școlilor. Și avem școli curate, școli îngrijite. Sigur că acum sunt închise, dar au fost igienizate și când vom ieși din această situație de urgență, copiii pot să reiau activitățile în școli curate, încălzite și igienizate. În anul 2019, sigur că s-au procurat mai multe materiale didactice, s-a asigurat necesarul de manuale școlare, s-a asigurat comistibilul necesar pentru perioada sezonului rece, s-au procurat documente școlare, catalogul condiș și tot ce era necesar, au fost reparate mobilierul școlar, dacă ați trecut prin școală ați văzut, s-au reparat și mobilierul, și pardoselile, s-au vitanjat WC-urile, s-au montat sisteme de supraveghere video, s-au procurat 9 laptopuri și 9 aparate video proiectoare, 9 ecrane, 9 măsuțe suport la unități pentru clasele primare și pentru grupurile de grădiniță, 15 laptopuri pentru laboratorul școlii, ceea ce a fost tot din bugetul local. La școala Nicorești a fost construită o magazie, s-a făcut o fântână pentru ca să avem a doua sursă de apă, s-au renovat lucrurile sanitare, s-a refăcut canalizarea pentru fosa septică, o curentă pentru sala corn și lapte, s-au amenajat pătuare. La școala Satul Nou au fost înlocuite 108 laturi bănci școlare, s-au procurat niște scaune pentru sălile de clasă.
La școala Hrângărești a fost reparată aducțiunea de apă, instalația la curul sanitar. La școala Bacla, la fel, s-a procurat un frigider, s-au reparat acoperișul, s-au înlocuit cu luce. Sigur că și școlile sunt ținute de scurt pentru ca să avem condiții bune pentru copiii noștri. Și sigur, au fost fel și fel de activități. Și să știți că chiar la nivelul școlii noastre, școlilor noastre, se fac activități cu copii. Numai că trebuie trimiși la școală, pentru că profesorii noștri chiar se ocupă. Sigur, mai sunt discuții. Dar de multe ori să știți că la orele de pregătire copiii pleacă acasă. Profesorul stă degeaba. Copilul pleacă și nu participă la orele de pregătire. Aici iar e vina părintelui pentru că nu îi responsabilizează pe copii să rămână să facă acele ore de pregătire. Cu bisericile, după cum știți, am avut tot 100.000 de lei, anul trecut repartizat pentru culte, s-au repartizat câte 20.000 de lei pentru fiecare biserică în parte, fiecare biserică au adus documente pentru ceea ce au făcut pentru banii respectivi. La fel, avem o relație bună și contractul este se desfășoară foarte bine cu Centrul Diocezan Caritas Iași, acel centru de îngrijire la domiciliu. Știți că măicuțele se ocupă și acum am luat legătura cu dânsele și monitorizează situația din comună privind îngrijirea persoanelor. Categoric că nu mai au același program pentru că evită mai mult telefonic, unde este unde sunt cazuri speciale, se duc, dar sigur, protejate. La fel, dacă acele persoane au nevoie de, eu știu, alimente sau alte produse sanitare sau de igienă, le ajută surorile dacă nu sună la noi și vor fi sprijinite. Dar am făcut un tabel cu toate persoanele în vârstă și fiecare persoană în vârstă are câte o persoană pe lângă, are un întreținător care poate sprijini acele persoane în vârstă. La, în cadrul Poliției Comunei Hrângărești, avem raportul domnului șef de post, prin care se ne spune că au fost un număr de 24 de acțiuni, din care 7 efective cu efective mărite, au efectuat 7 controle pe linia sistemelor de paze, economice, juridice, fiind constatate un număr de 8 infracțiuni, din care 3 de natură juridică și 5 la regimul circulației rutiere. Au dat 98 de contravenții, au fost reținute 6 permise de conducere, 2 certificate de matriculare. Privire la furturile cu autor necunoscut în perioada analizată, au fost înregistrate un număr de 8 infracțiuni, din care au fost soluționate 6, iar 2 aruncă sunt în lucru. În perioada anului 2019, lucrătorii postului de poliție au intervenit la 31 de evenimente sesizate prin apelul unic 112, au aplanat 15 stări conflictuale, au executat un număr de 28 de mandate de aducere și 2 mandate de executare a închisorii, au înregistrat și soluționat 22 de petiții ale cetățenilor. În perioada anului 2019, în raza comune, au fost un număr de 7 accidente rutiere. În anul 2019, după cum știți, obiectivele investiționale cuprinse în planul anual de investiții și în programul de achiziții au fost realizate în un procent de 87%. Dintre acestea, vă amintesc. Au fost balastrate și întreținute drumurile comunale și sătești. Știți în ce fază erau atunci la intrații. S-au lucrat la ele, au fost remediate ca să putem circula. A fost achiziționat un nou autoturism pentru a ne putea desfășura activitatea mai bine. Mobilier în sala de ședință de Consiliul Local.
S-a făcut serviciu de expertiză tehnică pentru Căminul Cultural de la statul nostru pentru sediul primărie. S-a făcut serviciu de proiectare pentru grupurile sanitare la școlile gimnaziale din Părgărești și Satul Nou, ca să construim cele două grupuri sanitare ca copiii să nu mai iasă în afara școlii. Să sperăm că anul ăsta vom pune în aplicare acest proiect. Să vedem ce va mai fi în vară. S-a întocmit acel proiect și s-a depus grafic pentru achiziție costume populare. S-a făcut proiectul tehnic pentru reabilitarea și modernizarea sediului primăriei. Suntem la faza de autorizare. Modernizarea strada Teiului, sat Părgărești, comuna Părgărești, am avut licitația. Avem un ofertant pe 26. S-a închis licitația, deja avem un ofertant. S-au scos la licitație proiectarea și execuția acestor lucrări. S-au realizat catastrarea tuturor drumurilor sătești și comunale pentru a putea solicita acea finanțare de 10 km de drum și erau nevoiți ca să și cadastrăm acela drum și este foarte bine că le-am cadastrat, pentru că se cere la fiecare proiect în parte să fie orice obiectiv cadastrat. Și după cum știți, pe 5 octombrie am avut acel eveniment, cum îmi place mie să spun, un eveniment internațional. A fost inaugurat acel ansamblu monumental pe dealul Poșna. Știți în cât timp am realizat. Sigur că am avut ajutoare și am avut parteneri, prospectorii istoriei de la Comănești, Asociația Regimentul 15 de la Iași, Muzeul de Istorie de la Iași, plus mulți alți donatori, chiar și dintre dumneavoastră. Și vă mulțumim! Știți că în acest eveniment, că o parte din dumneavoastră a fost, chiar tot trebuie să fost, nu? Așa. Am avut oameni din străinătate, invitați din străinătate și mulțumim pe această cale. Și vă mulțumesc la fel că mi-ați și sprijinit. Dealul Poșnea, când m-am născut, aici era. Când am plecat, aici am lăsat. Când m-am întors, aici am găsit. Și așa că l-am promovat. Și l-am promovat împreună cu dumneavoastră și sperăm ca să facă cei care vor veni în urmă mea să facă același lucru. Acel ansamblu monumental va rămâne acolo pentru toată viața noastră și a celor urmașilor noștri. Categoric, până în 2019, aș fi dorit să avem mai multe realizări, dar ne-am ținut pe loc acele inundații. Noi continuăm, avem acele proiecte demarate și tot mai demarăm. Cred că am avut o activitate bună și a noastră, a echipei din cadrul primăriei și a echipei Consiliului Local din Comuna Părgărești. Mulțumesc mult de tot pentru susținere și pentru răbdare și pe care le-am făcut. Mulțumim! Care sunt legea cu proiectul de hotărâre privind înzicirea la copia cu doamne Juma. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea legii privind achizițiile directe pentru anul 2020. Se află completarea legii privind achizițiile directe pentru anul 2020 după cum urmează. Capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. Punctul 114 este impediu cu parcurile taxe și impozite locale. Punctul 115. Dezinfecție patru set, dezinfectați patru set și suprafețe de lucru. Punctul 116. Dezinfectați pe public. Punctul 117. Mănuși chirurgicale. Punctul 118. Mănuși chirurgicale. Punctul 119. Punctul costume pentru dezinfecție. Punctul 120. Pompă de zilomite cu parcurile capitolul 2 se completează cu următoarele două puncte. Punctul 109. Servicii de consultanță asistență tehnică de specialitate, generalizări și implementarea finanțării prin asfaltare, dar cu bolile efectuate, cu afectate de vehicule de curs cu la anul 2019.
Păi de multe de vedere, aprobarea cotizației anuale la patrimoniul administrator, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul administrator, sunt 4 lei și 5.000 de lei. Se mandatează doamna Iubișca Victoria, cu calitate de reprezentant al Unii de Administrativ Teritoriale Naționale Generală a Asociației, să voteze în conformitate cu prevederea articolului din prezenta hotărâre, precum și propunează pentru județul Bacău, în notele pentru municipiul Bacău, micuta de taxe, pentru municipiul Bacău, 600.000 lei, pentru municipiul Onești, 100.000 lei, pentru municipiul Moinești și oraș de Dăbovna, pentru Comunești și Dărmânești, 40.000 lei, pentru orașul Strâng Moldova, 10.000 lei, cu o populație și 3.000 de locuitori, 3.000 de lei, pentru comune cu o populație de 35 de locuitori, 5.000 de lei, pentru comune cu o populație de 35 de locuitori, 6.000 de lei și pentru comune cu o populație de 35 de locuitori, 7.000 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul activ, Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul activ, Bacău, se mandatează doamna Iubișca Victoria, cu calitatea de reprezentant al UAT-ului Bucărești, în adunarea generală a asociației, să voteze în conformitate cu prevederile statului, cum am spus, de hotărâre. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de zi de la aparatul de specialitate al Sfântului Comunului Bucărești, deși sunt modificate din interes local. Se aprobă modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucărești și serviciilor publice din interes. La poziția 28 a statului de funcție se vacantează funcția publică de referent la statului drept profesional asistent la comandă de taxe și impozite, ca urmare a mutării doamnei Iulia Alina Iuliana la compartimentul Secretariat Informatic și Relații Publice. La poziția 24, la poziția publică de referent la prea profesional asistent la compartimentul Secretariat Informatic și Relații Publice, ca urmare a mutării doamnei Iulia Alina Iuliana, de la compartimentul taxe și impozite. Dacă sunteți de acord. În următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personali și încheierea contractului de mutare a acestora în anul 2020. Pentru anul 2020 se aprobă un număr de 7 posturi pentru asistenții personale ai persoanelor cu handicap, contractul individual de lucrare al asistenții personal al persoanei cu handicap, se încheie pe continuare cu 1.000 de lei. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui institut investițional, înființare și sistemul de distribuție de gaze naturale în Comuna Bucărești, centrul Bacău. Se aprobă realizarea unui institut investițional, înființare și sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Bucărești, centrul Bacău, permis în continuare proiectul. Se constată și se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului, ce va fi finanțat de autoritatea locală. Autoritatea locală se obligă statului venitile necesare acoperirii cheltuielilor de realizare a tuturor documentațiilor, pasporturilor, autorizațiilor, taxelor și avizelor proiectului. Cheltuielile atele de proiectului se realizează din excedentul înregistrat al anilor precedente. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! La punctul 8 avem informarea asupra procedurilor de aducere la pregătirea hotărârilor Consiliului Local în perioada lunii anuarie 31 decembrie 2019. Punctul administrativ s-a încheiat cadrul general de adoptare a acelor administrative ale Consiliului Local, decât capacitatea acestea de a soluționa și de a gestiona unele interesuri
care le reprezintă funcțiile publice, respectând principiul autonomiei locale, autoritatea deliberativă, gestionată de resursele și capacitatea omului și al inițiativei toate domeniile de interes local. Prin astfel de adoptate, autoritățile locale gestionează interesele de înaintea de locului, pe care le stabilește activitatea și le utilizează pentru prevenirea competențelor și atribuțiilor ce le revin în condițiile legii. Analizând problematica pusă în discuție despre Consiliul Local în anul 2019, în perioada 1 ianuarie 2019, constatăm că această autoritate a exercitat următoare categorii de atribuții legale. Atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes local. Atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu al comunei. Atribuții privind administrarea domeniului public și privat, cumpărarea sau vânzarea în moduluri din proprietatea publică, atribuții privind gestionarea serviciilor publicate către cetățenii comunei, atribuții privind cooperarea cu alte instituții și autorități interne și externe. Precum și atribuții legate de rezolvarea problemelor cu caracter social. După adoptare, hotărârea autocomitatului de tehnici de private, pentru exercitarea controlului de legalitate, au fost trimise celor desemnate de avizi și au fost aduse la conștiință publică prin aplicare la sfârșitul instituției și pe pagina de web. Acestea au fost puse în aplicare imediat sau la termenele stabilite conținutul lor. La vechea autorități executive au fost în permanență și hotărâri cu caracter economico-financiar, în care s-a aprobat un cer local, s-au inecuat restrictivități bugetare, s-au aprobat și completat planurile de propunere achiziții, aprobare și implementare de proiecte subiecte pe PNL de legislativ, aprobarea conducerii Consiliului Local la realizarea proiectelor și obiectelor propuse, stabilirea și implementarea pentru utilajul și autoturisme, acordarea de ajutoare de orice tip, adoptându-se astfel un număr de 89 de hotărâri care a fost îndeplinit. Prin timp hotărâri s-au aprobat în proiecte de statele locale, în aplicare în anul 2019. Consiliul Local a fost preocupat în permanență de crearea cadrului legal necesare rezolvării problemelor cu caracter social-medical și de sănătate, au fost adoptate hotărâri care au fost îndeplinite. Administrarea domeniului public și privat a fost o preocupare plenă pentru executiv care a condus pe adoptare 11 hotărâri. Acestea au fost în aplicare totalitate. Pentru număr de șapte hotărâri s-au aprobat în direct concesionarea tradiționale parteneriate, proceduri de licitație de semnale reprezentanți la arterii construite de administrație de diverse asociații de dezvoltare intercomunitare la care suntem asociați, asociații legale, etc. Toate conduse la definire. În număr de 7 hotărâri au fost aprobate la legală de stare de resurse ale aparatului de specialitate ale primarului. În domeniul învățământului sau funcționare prezentat și Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație a Fondurilor Cotonatoare, s-au adresat în total trei hotărâri care au fost funcționate de primul. În eliminarea hotărârilor la legislație de Consiliul Local, se poate aprecia că activitatea acestea a fost vastă și cuprinzătoare. Hotărârile adoptate au fost aduse la îndeplinire, iar cele aflate o realizare este în etapa succesivă. Aflate o realizare este în etapa succesivă, pot urmărite și realizate în totalitate. Din dorința de a vedea cât mai urgent, să prezint statistic modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, sub urmează. Adoptare, buget local, indicări bugetare cu execuție, execuție bugetară și mediul al aprobare, proiecte de buget, plana de acordare și completare, program de achiziții și aprobare obiective instituționale, etc. 41 de hotărâri. Aprobare în peste 6 locale, case speciale, 6 hotărâri. Activitatea domeniului privat, închiriere, concesiunea, activitatea domeniului de hotărâri, activitatea domeniului de hotărâri. Aprobarea de sectorale,
caracter social medical 5, desemnarea de prezentat în alte forme asociative, modificarea și completarea documentelor, de documente, forme asociative din care luată face parte. Două hotărâri, alte tipuri de hotărâri 14, tot am hotărâri 89. Aceasta este o scurtă informare, privind lucrarea la deprimerea hotărârilor la rotare de dumneavoastră în anul 2019. Dacă mai doriți să prezint și raportul domnului viceprimar și al dumneavoastră, dacă nu pleci la diverse, da? Da. Bine, aș dori ca să vă spuneți la. Până vă mai gândiți, am să vă informez cu persoanele izolate la domiciliu de când s-a declanșat această stare de urgență. La nivelul Comunei Pântărești, de pe data de 24 februarie 2020, au venit 46 de persoane din străinătate. Sigur că ei sunt izolați la domiciliu cu familiile lor. Ar fi un număr de 102 persoane izolate. Dar, la data de azi, au rămas 28 de persoane care sunt venite din străinătate, împreună cu familiile lor, adică 67 de persoane. Au ieșit din izolare 18 persoane, în total cu familiile lor, 35 de persoane. Să știți că în perioada asta am avut și probleme cu acești cetățeni. Ei au fost monitorizați de către domnul medical comunicat, de domnul viceprimar, am fost și eu și câteva zile, dar au fost cetățeni care nu au înțeles ce înseamnă izolare la domiciliu. Ei au crezut că au venit din afară, vin acasă și după aceea se plimbă comună cum doresc ei. Ei nu. Izolare la domiciliu, el trebuie să stea acolo cu familia lui, în gospodăria lui. Și cred că au ce să facă. Noi, în mediul rural, într-o gospodărie, avem ce să facem, nu ne plictisim, ca cei de la bloc, în câțiva metri pătrați. S-au luat măsuri, au fost atenționați, li s-a luat semnătura pentru luare la cunoștință, că trebuie să stea cele 14 zile. Sigur că familiile lor, ei au venit, mai în general sunt bărbați care s-au întors acasă, dar soțiile s-au aprovizionat cu cele necesare, categoric că pâinea cea de toate zilele le poate cumpăra și cu ajutorul unui vecin sau unui alt membru din familia lărgită. Deci sunt posibilități. Am vizitat magazinele, sunt destul de aprovizionate, administratorii societăților își dau interesul ca să se aprovizioneze în continuare, deci nu e nevoie să iasă în afara comunității. Avem și găsim aproape de toate în comunitate. Noi îi sprijinim când se poate, dar unii iar nu au înțeles că acele aprovizionări care se fac de la magazine trebuie suportate de către dânsii, nu de autoritatea locală. Am avut cazul când mi s-a impus, mi s-a cerut, nu mi s-a impus, mi s-a cerut ca să le ducem de mâncare acasă la ei. Ei, așa ceva nu se poate, pentru că nu are cine să le gătească și să le ducă. Și totul se face contra cost. Se poate da un telefon, o firmă de catering, îți poate aduce acasă dacă tu vrei mâncare caldă. Dacă nu, îți faci și gospodăria ta, din ce ai, cum ai și, cum v-am zis mai înainte, persoane în vârstă. Persoanele în vârstă la noi sunt asigurate, cei peste 65 de ani, sunt sprijinite de centru de îngrijire la domiciliu. Sigur că noi am lăsat un număr de telefon. Cine ne solicită, putem să-i aprovizionăm și noi, dar contra cost alimentele, că nu putem, nu avem de unde să suportăm. Iar acele persoane, știți că ați mântuia să dat o ordonanță militară prin care au introdus un articol mai dur. Persoanele care nu respectă condiția izolării la locul declarat, la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în spațiu, în afara spațiului de izolare, vor fi obligate să intre
de la data aceea, încă 14 zile și vor suporta cheltuielile de carantinare. Așa că mai degrabă să stea la izolare acasă, să respecte cele 14 zile, categoric că nici după cele 14 zile nu avem voie să ne plimbăm, să ne plimbăm prin comună, unde vrem, cum vrem, să organizăm mese festive, să ieșim la picnic. Duminică seara am văzut mașini coborând de pe Coșna, îmi pare rău. N-avem nici cum să vă ținem din scurt, n-avem atâta personal ca să monitorizăm chiar pe toată lumea din comunitate, monitorizăm pe cei care știm că sunt la izolare, așa că vă rog să transmiteți și dumneavoastră către cetățenii dumneavoastră, din comunitățile dumneavoastră, din satele dumneavoastră, haideți să respectăm regula să stăm acasă, să ne ferim. În primul rând trebuie să ne ferim noi pe noi și după aceea pe cei de lângă noi. Și atunci vom evita ca să răspândim acest virus. Ați văzut tot aseară că s-a dat încă ordonanța 6 privind carantinarea municipiului, instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava și a 8 comune din jurul Suceavei, din jurul municipiului Suceavei. Așa că n-aș dori și n-am dorit ca să ne impune această regulă. Dar dacă vor fi nevoiți, se va face și vom sta atunci chiar în carantină. Așa de bine de rău, mai ieșim, ne ducem, ne muncim terenurile, viile, îți dă voie legea, îți permite să faci aceste activități agricole, dar n-ar trebui să abuzăm nici de asta. S-au făcut acele declarații. Încercăm să nu facem un obicei din asta și pentru orice lucru facem declarație și suntem pe drumul. Nu, pentru că nu știm. Eu nu știu, că n-am fost testată dacă am coronavirus. Dumneavoastră, niciunul din dumneavoastră n-ați fost testați pentru acest virus. Nu putem să știm. Dacă suntem bolnavi, să nu suntem bolnavi, pentru că nu am făcut acele teste și nu se știe când vom face. Dar dacă sunt simptome, printre cei izolați la domiciliu, printre cei din familia dumneavoastră, sigur, trebuie de sunat la DSP și la 112. Să sperăm că comunitatea noastră nu va avea persoane de așa natură. Deci aș dori să nu se abuzeze de acele declarații. Numai și numai în cazul special. Nu. Acum, într-adevăr, nu se fac liturghii. Preoții încearcă să transmită online. Nu toate bunicuțele noastre au acasă, cazul la consa, telefon performant. Dar, în fiecare duminică, cred că fiecare are un televizor în casă. În fiecare duminică se transmite de la București. Participăm la liturghia de la București pe TV2. Ce să facem? Asta e situația, noi trebuie să respectăm regulile. De la fel, pe Facebook a fost foarte multe comentarii. Nu răspund unor comentarii, pentru că nu sunt eu stilul de om, tipul de om, care să răspund celor care nu știu să vorbească frumos și să solicite informații corecte. Da, acele adeverințe se eliberează de către angajator, nu de către primărie. Da, formulare putem să dăm. Aceste formulare se găsesc și pe internet. Sunt anexe la alte ordonanțe militare. La fel și declarațiile. Da, și declarațiile. Poate să vină la primărie. Am distribuit, domnul vice a fost și a distribuit la magazin. Dacă nu mai avem formulare tipizate, ne mai scriem și de mână, că nu e nicio problemă. Cine vrea să aibă asupra lui și să nu suporte consecințele, să... Dar numai pentru cazuri speciale, nu pentru orice ce. La fel, avem formulare făcute la noi la primărie pentru aprovizionare alimente. Dacă ne sună cineva, ne spune ce avem, ce solicită să îi se cumpere, mergem la magazine, cumpărăm, cu bonul fiscal, trebuie să ne plătească. Și noi, la rândul nostru, să plătim magazinelor. Dar, cu până acum, cred că au dat acele magazine din comună pe caiet, poate să mai dea și în continuare pe caiet și pe urmă să-și recupereze datoriile. Ca să putem să ne ajutăm între noi. Azi dimineața am ascultat iarăși la televizor că sunt 2109 persoane depistate cu COVID. Deci vom trece la scenariul 4. După cum spun, cei din Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Sunt 47 de decese. 65. 65.
sticlă de spirit, bananul spirit medicinal, care îl avem, că alte soluții poate nu aveți, sau dezinfectante. Și acele dezinfectante pe care le folosim la bucătărie, ne sunt utile și să ne ferim. Măruși, mărușile banane, care sunt, într-adevăr, acum s-au scurgit și se găsesc mai greu. Dar trebuie să avem prin case. Dacă nu, ne punem și pungi în mână și tot de ferim dacă dorim acest lucru. Vă rog din suflet, stați acasă, protejați-vă, că va veni vremea, când vom trece și peste asta. Situația este creată nu de către noi, așa a fost să fie, după cum știți, a plecat din China, a traversat și a venit și în Europa și s-a extins în toată lumea. Vă rog, stați acasă, protejați-vă. Vă mulțumesc! Am să vă solicit propunerile de președintele ședinței și de mandatul interior. O propunere pentru președintele de ședință pentru cele trei luni. Aprilie, mai și iunie. Da, doamna Băflor? Și propun să devin la unii. Domnul Bernard, nu? Nu am văzut cu tură de cuvânt. De ce așa cum ai? Acum trei luni. Lasă că să devin la unii. Mai sunt alte propuneri? Aveți activitate, domnul Bejman. Dacă nu aveți alte propuneri, și spune la vot, este de acord, vă mulțumim pentru participare. Dacă dumneavoastră nu mai aveți alte probleme de ridicare. O problemă la școală. Închidem o problemă la școală, îmi doresc cu parcarea pentru profesori. Vin cu mașinile și parchează în față la porți. Omul vrea să iasă cu calul în căluța, trebuie să intre în școală ca să cheme profesorul afară, ca să nu te mașină să iasă cu... Nu e ca să luăm perioada asta. Nu, pentru. Nu e ca să luăm perioada asta. Să ieșim din starea asta de urgență. Oricum nu sunt mașină. Sigur că da. Vom ieși, vom discuta cu domnul director și sigur că ne vom atrage atenția și profesorii. Cancelaria în față se poate fi refundată aia și așa se poate să se mânci. Pe teren are o teren are. Vom vedea. La partea de sus, unde e cancelaria în față, acolo intră cam 6 mașini. Da, să se facă o parcare în fața școlii. Da, da.